Ați ascultat-o pe Maria Șalaru și am revenit în studioul Alba TV la Prieteni de Familie. Sunt astăzi cu prieteni dragi studioului nostru de televiziune, cu două asociații foarte importante, asociații neguvernamentale, asociații umanitare, Pro Tinerețe, condusă de Flaviu Sava, student la teologie, și Speromax. Dragoș Zaharia, politolog, este alături de noi astăzi. Sigur, asociațiile lor numără membri, sute de membri. Alături de noi sunt și câțiva din voluntarii care participă la activitățile acestor două asociații. Vorbeam înainte de pauză, Dragoș, despre legislație, despre modul în care viitoarea lege a voluntariatului ar putea ajuta tinerii. Ce așteptați voi, tinerii, de la acea lege? Eu vreau să mai adaug la cele spuse de Dragoș că pe lângă legislația care ne va aduce un eventual avantaj practic, un atestat de voluntariat la CV, la curriculum vitae, avem și un avantaj primordial, dezvoltarea noastră ca și om și... Ca și personalitate până la urmă, fiecare din voi își creează o anumită personalitate mergând pe anumite direcții. Se întâmplă să lucrați în echipe la anumite acțiuni ale celor două asociații, dar se întâmplă și ca fiecare din voi să vă dezvoltați personalitatea pe anumite direcții. Este la alegere, vă impune cineva să faceți anumite proiecte sau fiecare... Așa cum simțiți voi, mergeți înspre anumite proiecte. Păi nu, voluntariatul înseamnă în primul rând muncă voluntară, deci nimeni nu ne obligă să facem absolut nimic, noi putem participa. Nu la asta mă refeream, dacă unul din președinții asociațiilor îți spune tu asta trebuie să faci. Nu, este la alegerea noastră, noi putem participa sau putem să nu participăm la diferite activități. Dar noi alegăm să fim voluntari, o facem cu plăcere și de aceea orice activitate este pentru noi o oportunitate de a ne dezvolta. O să te rog să ții microfonul apropiat și, ca să ne auzim. Și de a ajuta societatea. Orice activitate este pentru noi. Tu ai avut chiar și în această săptămână, ai fost la un eveniment așa pe personalitatea ta. Da, am fost și la Let's Do It Romania, care este o acțiune la nivel internațional, se are loc în mai multe țări și reprezintă o zi în care în toată țara se face curățenie și absolut oricine dorește, toți oamenii sunt încurajați, se ducă și se participe la această acțiune de ecologizare. Când a avut loc evenimentul? A avut loc pe data de 12 mai în toată țara, au fost date și la posturile televiziune și este o activitate frumoasă care încurajează oamenii să participe la curățenia țării și la o mai viață mai bună într-un fel, să ajutăm pământul. Ați avut succes cu acțiunea voastră? Vi s-au alăturat oameni din afara asociațiilor? Da, sigur, au venit și nu este primul an în care are loc această activitate, de aceea oamenii știu de ea și participă. Anul acesta, concret, ce s-a întâmplat în acea zi? Anul acesta, peste 20 de asociații neguvernamentale, alături de instituții și oameni, societatea civilă s-a alăturat acestei campanii, care dimineața la ora 8:30. Unde? În ce localități ați fost? Sau unde ați fost? Sau ce ați făcut? Noi ne-am ocupat pe județul Alba, în special pe lângă municipiul Alba Iulia, pe valea râului Mureș, Ampoi, centura Alba Iuliei. Cam cât saci de gunoi ați strâns? Peste 1000 de saci de gunoi. Cam așa, în săptămâna asta așteptăm răspunsul din tot din teritoriul, din județ, ca să putem face o estimare concretă, să avem după aceea estimarea pe întreaga România, să vedem cât saci s-au adunat într-o zi. Noi sperăm ca în fiecare an să se strângă mai mult, cât mai mulți saci de gunoi, în sensul noi să... Noi sperăm că nu, în să sens, nu! Vreau să zic, în sensul să oferim un mediu mai curat tinerii generații care urmează și nu numai tuturor asta oamenilor. Asta da, dar poate promovând astfel de acțiuni învățăm pe oameni să nu mai arunce gunoiul da, și să avem sigur, cât mai puțin saci. Asta este și ideea campaniei. Este totuși și o oportunitate de conștientizare a populației, pentru că multă lume nu știe câte gunoaie și ce mult ar face să vină să... Asta spun că ar fi foarte interesant o expoziție foto după astfel de acțiuni. Nu, la modul serios vorbesc, o expoziție foto pusă într-un centru comercial sau într-un loc unde traficul este foarte intens
Și luat așa cap coadă, cum arăta Valea înainte, cu Valer Butură, unul din mari etnografi români născuți chiar aici la noi în județ, trecând pe lângă o vale din asta după ce s-au retras apele, au rămas așa niște treburi prin copacii de pe valea respectivă și a spus următorul lucru: iată steagurile civilizației românești. Acolo se vede cât de educat ești. Și atunci vorbim de turism, vorbim de promovarea turismului, dar trecem pe Valea Marieșului și rămânem uimiți de ce rămâne după retragerea apelor. Da, dar cu ajutorul voluntarilor, măcar o săptămână, două, avem certitudinea că zona aceea va fi curată, oferind vizitatorilor și turiștilor... Ceea ce ar trebui să fie permanent. Da, da. Oricum, luați în calcul propunerea mea de a face o expoziție foto, pentru că s-ar putea să aveți rezultate sigur imediate și mult mai apropiate. Și vă spun eu, într-un centru comercial, în gară, în locuri unde traficul de persoane este intens. Zilele trecute la mall, în cadrul SNB-ului, a avut loc o campanie de promovare a voluntariatului prin fotografii. Am mai să spunem că SNV-ul nu e o marcă de mașină, ci este Săptămâna Națională a Voluntariatului. Unde ați, da, ați avut această expoziție. Fiecare ONG a avut prezentate fotografii din cadrul activităților, acțiunilor sale. Înainte de a merge la colega ta să ne vorbească și ea despre câteva din evenimentele la care ea ca voluntar a luat parte și nu neapărat în această Săptămână Națională a Voluntariatului, pentru că voi zi de zi faceți acțiuni de voluntariat, am să reamintesc telespectatorilor că până la ora 18:55 încă mai pot suna pentru a intra în posesia celor trei premii. Două cine romantice la restaurant Natania. Mi s-a spus să amintesc că fiecare cină înseamnă două locuri, pentru că fiind o cină romantică, sigur că nu o să mergeți singuri. Deci avem două cine la restaurantul Natania și o broșă lucrată manual la magazinul Rin Art din Alba Iulia, magazin unde se confecționează atât bijuterii, și eu am niște mărgele și cercei foarte frumoși de acolo, cât și obiecte de podoabă, de design ambiental și așa mai departe. Vizitați magazinul, nu o să vă pară rău. Și reamintesc că alături de mine sunt voluntari de la asociațiile Pro Tinerețe din Alba Iulia și Speromax. Și m-aș întoarce puțin la Speromax pentru că voi aveți o activitate mai complexă. Sunteți un grup deosebit, să spunem. Da, suntem un grup mai deosebit. Ce îmi vine acum în minte e că una din titulaturile sclerozii multiple este boala cu 1000 de fețe. Spre exemplu, în asociație la mine, în momentul de față, sunt 70 de pacienți cu același diagnostic, dar 70 de pacienți atât de diferiți, nu suntem doi la fel, pentru că boala evoluează diferit de la pacient la pacient. Da, din punctul este de vedere important, putem Dragoș, spune, să spui cât mai multe lucruri despre Speromax, pentru că probabil mai sunt și alți oameni aflați în această situație și care, revin și spun, poate că pentru voi cel mai apăsător este faptul că o bună parte din timp ți-o petreci singur. Da, din păcate. Și poate că aflând despre Speromax au oportunitatea de a relaționa, iată, cu voluntarii, cu voi, de a participa la anumite acțiuni. Da, e extrem de important. Eu sunt pacient de scleroză multiplă și mi-aduc aminte, diagnosticat din 2006, primul pacient pe care l-am cunoscut a fost în 2007, actualul colega meu Florin Ciortă, care e vicepreședintele asociației. 4 ore am stat să povestesc cu el, pentru că una e să primești informații de la medic și una să primești informații de la un alt pacient care trăiește cu această boală. Deci ideea de comunitate la noi este extrem. Îl salutăm pe Florin, poate ne urmărește și el. Dacă ne urmărește, îl salutăm și îi transmitem toată prietenia noastră. A fost un om extrem de activ și este un om extrem de activ. El nu se lasă nici categoric, acum. Categoric. Cei care ne-am asumat și această chestiune de Consiliul Director, în sensul că noi suntem de 5 ani de zile înființați ca asociație, dar din prima clipă am fost pe prima pagină, dacă pot spune, atât la nivel local și național, pentru că problematica pacienților e destul de complexă.
Tratament la noi costă între 800 și 1600 de euro, extrem, extrem de scump, ceea ce duce uneori să ai sau să nu ai tratament, pentru că suntem undeva la 10-12 mii de pacienți în România, din care, din păcate, doar 2300 au tratament. Pentru de că, ce? Pentru că fondurile sunt insuficiente. Este tot o carență... O carență sistemului sanitar publice. Românesc, da. E problema cu lipsa fondurilor, fiind una dintre patologiile cronice cele mai costisitoare, dacă pot Dar, spune Dragoș, așa. Dar, Dragoș, ce se poate întâmpla cu un astfel de pacient care nu beneficiază la un moment dat de tratament? Diagnosticul și evoluția e foarte simplă. Spre exemplu, sub tratament poți să aduci o viață cât de cât normală, așa cum fac și eu, încă mai lucrez și încă mai activez și am o familie și am soție, am copil, sau... Să-ți trăiască. Mulțumesc mult. Sau pot să pici în cealaltă extremă, să evoluez atât de urât boala, încât să nu mai pot să lucrez, să nu mai pot să ai o familie. Un sondaj de al nostru la nivel național spune că 63% dintre pacienți își pierd jumătatea după diagnosticare, pentru că nu mai ești un generator de venit în familie și atunci devii o povară în familie și atunci clar că familia se destramă. Deci asta e unul din pericolele, faptul că nu ai face tratament. Deci lucrurile sunt foarte simple. Dacă cineva îmi spune mie, personal, bă, copile, ai două variante, 5 ani îți cauc rotile sau 15 ani. Este logic că alegi varianta în care speranța de viață este mai mare. Din păcate, la noi în asociație din 2007, de când mi-am înființat asociația împreună cu restul colegilor, am pierdut 5 membri. Au murit pentru că este o boală care atât de mult te duce să îți agravează toată starea ta de sănătate, încât poți să și cauți o lume mai bună dincolo. Spero Max de la speranță maximă. Speranță maximă, exact. Abia acum am înțeles exact, asta. Exact, speranță maximă. Și aș mai vrea să întreb ceva și aici pot să răspundă și voluntarii care au activat în asociația voastră. Câtă consiliere puteți oferi și familiilor? Da, cred că extrem, extrem de important e aspectul de familie, pentru că boala este una destul de complexă și de obicei tinerii, că între 20 și 40 de diagnostică ca și vârstă, în primii 5, poate 10 ani de zile, nu este foarte vizibilă boala, dar ai chestiuni de genul oboseală acutizată după 2-3 ore Bine, de muncă. Bine, dar odată diagnosticată, e clar că șocul este foarte șocul mare este foarte pentru mare toți și membrii familiei. Familia nu înțelege nici pacientul care primește o asemenea diagnostic. Și atunci intervine chestiunea de ce spuneați dumneavoastră, de consiliere. Este extrem, extrem de important să încercăm, nu reușim de cele mai multe ori, să explicăm familiei ce înseamnă implicația să fii bolnav de scleroză multiplă. Abordarea mea personală este: am scleroză multiplă, dar scleroza multiplă nu îmi domină viața. În sensul că de am și pornit asociația, de am și joburile care le am, serviciile care le am, încerc Ești să rămân un om activ. Activ. Încerc, cu toate că am o dizabilitate severă. Fizic mă refer, fizic, nu psihic. Deci să lămurim că scleroza multiplă nu este o boală psihică, este o afecțiune neurologică care afectează în primul rând sistemul locomotor. Aici sunt probleme. Deci suntem perfect sănătoși, nu sar la bătaie la nimeni aici în studio. Tu ai spus că ai lucrat ca și voluntar la această asociație. Cam care sunt cele mai frecvente întrebări care ți se pun la telefon sau pentru ce sună cel mai des lumea la asociație? În principiu, oamenii ne sună pentru a lua legătura cu Dragoș, dar și pentru a discuta cu noi, pentru a vedea ce mai facem și pentru a ne spune ei ce fac. În principiu, asta în general, cam ce informații furnizezi la telefon?
nu putem intra foarte adânc în informații pentru că nu cunoaștem, nu suntem încă din punct de vedere medical, nu. Punct de vedere al asistenței... Asistenței sociale, pur și nu simplu... Nu sociale, nu neapărat sociale, hai să zicem psihologic vorbind. În principiu încercăm să încurajăm. Încercăm să-i facem să treacă, peste această mică sau mare problemă care o au ei. Sunt disperați de regulă când sună? Sau sună pur și simplu pentru că vor să vină în această asociație? În principiu nu. Ei ne sună doar pentru a mai discuta cu cineva. Pentru a mai purta o discuție, pentru că ei nu prea vorbesc cu foarte multă lume, pentru că în principiu sunt prinși acasă. Da, s-ar spune că dacă ai această suferință ești izolat, dar nu este așa. Iată, Dragoș este un exemplu viu, Florin Ciortea, de care tocmai vorbeam, iarăși un exemplu viu. Voi chiar ați organizat anul trecut un marș, la care și noi am luat parte, da, cu fanfara noastră. Exact. Noi anul trecut, de fapt, federația noastră la nivel mondial a hotărât de 5 ani de zile să sărbătorească o zi mondială a pacienților cu scleroză multiplă și asta e ultima miercuri din luna mai, deci diferă de la an la an data. Anul ăsta o să fie 30 mai. Anul trecut, cu ajutorul fanfarei... Are vreo semnificație această zi sau este aleatoriu? A fost aleasă de Federația Mondială de Scleroză Multiplă pentru că știm foarte bine datele de a diferitelor patologii cronice. 1 decembrie vorbim de SIDA, vorbim de pacienții cu cancer care au undeva în octombrie și atunci uitându-ne pe puțin, colegii de fapt de la Federație, uitându-se puțin pe calendarul ăsta mondial al zilelor pacienților cu afecțiuni cronice, au decis, ok, să punem ultima miercuri din luna mai și de 5 ani de zile sărbătorim și anul trecut am chiar făcut un concert destul de făinut și destul de drăguț. Rămânem aici și nu dezvoluim ce se va întâmpla luna aceasta, o să dezvoluim de-abia după pauză, da, pentru că am să-i rog pe colegii mei să pregătească o melodie cu Cătălin Hașa. Din nou le spunem la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Elena și Constantin, poate aveți și voi dedicații de făcut, puteți să o faceți dacă aveți părinți, prieteni. Da, eu vreau să-i spun la mulți ani mamei mele pentru mâine. Îi dorim și noi la mulți ani mamei tale și îi dedicăm această melodie cu Cătălin Hașa, iar dumneavoastră și, vă... Și eu aș vrea să-i spun la mulți ani mamei și bunicei mele, pe care pe amândouă le cheamă Elena. Un nume foarte frumos. Și eu la fel logodnicii mele, care tot Elena o cheamă. Trebuie să vă amintesc eu că aveți Elene în familie. Constantin, nu aveți numai Elene? Am eu Constantin, bunicul meu, are 94 de ani. Mulți și înainte, iată o vârstă frumoasă și este, cred că este plină Constantin, de înțelepciune. Exact. Și Dumnezeu să ierte pe bunica, era Elena, erau tot timpul sărbătoreau împreună Constantin și Elena. Și vreau să-i transmit la mulți ani, chiar dacă este departe de Alba Iulia, la 450 de kilometri, îi transmit toate gândurile mele bune bunicului meu. Cu siguranță le va percepe, pentru că există o legătură invizibilă de filiație, de rudenie, de... O să-i spun și eu soțului meu, care este tot foarte departe, la 600 de kilometri de Alba Iulia în acest moment, dar cu siguranță îl va vedea cineva emisiunea. O să-i spun și eu la mulți ani, pentru că este Constantin. Uite, mi-am amintit și eu. Cătălin Hașa pentru toți sărbătoriții invitațiilor mei din studioul Prieten de Familie de astăzi. Ce-mi-i drag mie pe lume să beau vinul lume spume, tra-l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 a. Ce-mi-i drag mie pe lume să beau vinul lume spume, tra-la-la-la-la-la-la-la-la. Să privesc cerul cu stele și mândruțe frumușele, tra-l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 a. Eu mândric cu ce-i închin, cu plaja plină cu vin, tra-l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 a. Eu mândric cu cei închin, cu plaja plină cu vin, tra-l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 a. Și cu răchie de prune să fie cu voie bună, tra-l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 a.
să bea hodinitra, la 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 la. Lucru să lucre horin, vinul să bea hodinitra, la 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 la. Lucru lucrim plăși și soare, vinul să bea la răcoare, tra la 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 la. La joc și la veselie, toată lumea se îmbie, tra la 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 la. La joc și la veselie, toată lumea se îmbie, tra la 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 la. Cine bea și nu se bate, ăla faină minte poartă, tra la 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 la. Cine bea și stă în picioare, ăla faină minte are, tra la 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 la.